Și de data asta va fi și prima eliminare, ca să zic așa, oficială din motive de duel, nu din motive de altfel. Și atunci am să te rog să-ți alegi partenera de duel. Cea pe care o vei alege, va alege și tipul de probă în care vă veți înfrunta. Avem două tipuri de probe, forță și rezistență, și cealaltă se cheamă îndemânare și noroc. Uite, mă duc și de partea cealaltă a mesei la cele trei fete, care sunt, iată, pe pragul de a fi, pentru prima dată, să zic așa, în pericolul lui duel, da? Uite, încep cu Anda. Cum ești tu acum? Sunt foarte ambițioasă, nu mă las. Sunt extrem de luptătoare, așa, din fire și oricum așa am și fost crescută. Nu prea sunt genul de om care să mă retrag sau să... Adică nu ți-e frică sau... Niciodată. Mie nu mi-e frică decât de Dumnezeu, să știu. În rest, nu prea mi-e frică de nimeni. Alina. Singura luptă pe care o am este eu și cu mine. Bun. Elena. De-aia sunt aici, pentru că știu că pot. Sunt o luptătoare și întotdeauna am fost și e un amuzament. Bun. Viviana. Când am ajuns prima dată acolo în hambar și trebuia să ne alegem un partener, am avut un feeling și am vrut să aleg pe cineva. Și mâine seara o să am ocazia să mă duelez cu acea persoană. Adică... Alina. Alina. Cu Alina. Despre Alina e vorba, da. Dar acum că ai auzit că e o certitudine, ești... Pregătită? Ești ok? Da, sunt pregătită. Chiar și dacă plec acasă, sunt pregătită. Uf! Alina și Viviana mâine seară la duel. Dumnezeu o să mă ajute și nu sunt singura. Și eu aleg forță. Bravo! Wow. M-a surprins plăcut și am înțeles că fata știe ce vrea.